Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat, Hristos a înălțat, Hristos a înălțat, în fața și în sărbătoarea înălțării cu vecernea mică. O să vorbim astăzi despre un lucru de neînțeles pentru majoritatea oamenilor. Și anume despre necazuri. De ce vin ele? Cine a greșit? Cum a greșit? Când? Cum? Avem 100 de întrebări. Când e vorba să explicăm cumva în viața noastră ce este necazul. Ei, în mediul călugăresc, în mediul monahicesc, la aceste necazuri, noi le spunem și ispite. Când zicem, a, ce ispit am avut. De fapt, ori ai avut, Doamne ferește, un accident, sau ai spart ceva, sau te-ai certat cu cineva rău de tot. Că ai avut o ispit. A, ce ispit am avut astăzi. Deci se referă la necazuri. De asta, în sensul real al rugăciunii domnești, când spune acolo, și nu ne duce pe noi în ispită, Hristos spune acest lucru, El ne învață rugăciunea domnească, Tatăl nostru, se referă la acele necazuri greu de suportat. Nu se referă la ispitile astea pe care le închipuim noi, pentru că majoritatea credincioșilor, când spune, au venit ispita și zâmbesc pe sumostăți, referindu-se la lucruri din astea trupești. Nu e ispita sau plăcerea. Ispita nu înseamnă plăcere sau, eu știu, gâdilirea, orgoliul, ci se referă la necazurile. Care necazuri vin peste om din mai multe cauze. Și am citit eu aceasta pentru dumneavoastră, sunt convins că nu aveți timp, și am găsit o carte frumoasă, Muntele Minunat, Muntele Tăcerii, pardon, și acolo Părinte Maximu exprimă foarte bine aceste patru legi spirituale sau duhovnicești prin care Dumnezeu îngăduie aceste necazuri peste om. Zice așa, prima lege este aceea cauze și a efectului. Sau, după cum spune proverbul românesc, după faptă și răsplată. Ai furat, așteaptă că mergi la pușcărie. Ai băut, așteaptă să devii bețiv și să te cerți acasă. Ești un tip lacom, așteaptă să-ți fie rău. Tu singur ți-l faci cu mâna ta și atunci ai și aceste necazuri care vin peste tine. Ți-ai înșelat nevasta, așteaptă să te înșeli și ea. Sau te-ai despărțit din voia ta, așteaptă cu cel care te căsătorești, la rândul lui, oricând poate să despartă de tine. Unii mai spun și mai modern, karma. Asta e o prostie, karma. Este din învățătura hindusă, karma se referă... M-am uitat și în dicționar, văd ce e asta karma. Zice așa că e o forță impersonală, propovăduită de hinduism și în budism, în care spune că tu îți plătești anumite fapte din viețile anterioare și se referă la cea reîncarnare, după reîncarnare și reîncarnare și după reîncarnare. Întrebarea mea este, ăia de la început, ce fapte au plătit de au trebui să devină, să mai trăiască nu știu câte vieți. Au avut un început tot. Nu sunt. Pentru că ne încurcăm în filosofie și nu avem răspunsuri. Și atunci Dumnezeu a făcut aceste legi și așa cum le-au pus El, ele sunt respectate în univers, cauza și efect. Ai făcut ceva rău, așteaptă să se întâmple și ceva rău. Ai făcut ceva bun, așteaptă și la răsplătire. Și ca să aducem aici un exemplu, o să-l aduc pe Moise Arab, dintre întâmplările și dintre viețile călugărești. Moise Arab, adică negru, a fost un tâlhar la drumul mare, el omora, avea o putere foarte mare, omorea, ucidea, fura, zice că la un moment dat a traversat un râu să mănânce niște berbeci de la un cioban. Ciobanul s-a ascuns, el a ucis acolo vreo 4 berbeci și a cărat toți berbecii în spate, așa de puternic era, prin râu, a trecut dincolo, foarte clasă acolo, cum au pregătit el berbecii ăia și cum și-au făcut din pielea lor. Cred că așa se făceau pe atunci, un fel de ploscă din asta, de vin, să bea vin. Și la un moment dat în viața lui, el se căiește inima lui, așa gândindu-se cât de ticălos și păcătos a fost, s-a dus la mănăstire. Acolo au suferit multe rele din partea fraților, au făcut multă asceză,
chinuindu foarte tare Duhul Curviei, până l-am dat Dumnezeu să-mi milostivi și l-o ridicat de la el. Și spre sfârșitul vieții, aici am vrut să ajung, viața lui o găsiți în Sinaxari, era bătrân de acum, vreo 75 de ani, zice, o trăi. Spre sfârșitul vieții, el i-a chemat pe toți frații, credinții și dintre tâlhari. Dintre tâlhari și prietenii lui au venit și ei la călugărie. Și zice, fraților, zice, fugiți care cum puteți, că astăzi o să ne vălească barbare și o să ne ucidă. O să ne taie și mulți dintre noi o să piară. Și bineînțeles, toți, a, dar noi murim cu tine. Zic, nu am nevoie de asta. Care sunteți în stare? Stați, care nu plecați. 7 frați au stat. Au stat cu el, au năvălit barbarii. Unul dintre el, deodată, i s-o muiet inima și picioare și s-o ascuns, că el a povestit lucrurile astea. Și s-o ascuns acolo, într-un locușor. Și-o privit cum a intrat barbarii, i-au tăiat cu sabia pe toți. Se zăceau așa într-o bată de sânge și atunci au văzut, pentru că erau 6 și cu Moise 7, 7 cununi din astea, cununile sunt un fel de coronițe din astea luminoase, dacă nu mai știm ce sunt alea cununi. Coronițe din astea au fost încoronați ca mucenici și sufletele lor le-au văzut cum s-au ridicat la cer. Și Moise era până înainte să primească jertfă, au zis, eu cuvântul Domnului împlinesc, că cine scoate sabia de sabie va muri. Vrea să zic că o trebuie să-și plătească și această nelegiuire a lui, pentru că a ucis cu sabia, chiar dacă s-a călugărit, chiar dacă Dumnezeu i-a iertat păcatele, o trebuie să-și răscumpire el însuși această nelegiuire. Tot așa mai este o întâmplare în Pateric, când un bărbat a ucis un copil. Și-a venit la mănăstire, s-a căit el, l-a trimis tare, s-a îmbrăcat în haine monahale, și l-a trimis să pocăiască. 9 ani de zile a stat, a învățat psaltirea pe de rost, a făcut nevoință, a ajuns la o înaintat așa în duhovnicie, dar zice, s-a întors înapoi la părintele lui și a zis că eu trebuie să plec. S-a dezbrăcat de haina mea hală și părintele lui a zis, dar ce te-a apucat? Zice, permanent, zice, văd un copil înspre altar care spune de ce m-ai umărât. Îi vedea sufletul lui. Și atunci el s-a dus să mă duc să-mi plătesc crima pe care am făcut-o. S-a îmbrăcat cu haine mirești, a intrat în cetate, judecătorii l-au executat, că așa era pe timpul ăla, nu stătea să face închisoare sau nu știu eu, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și iată că deși au ajuns pe măsuri mari, a trebuit la un moment dat să plătească. Tot prin pocăință, un mare sfânt, nu le mai știu numele acum. Le-am căutat, dar nu le-am găsit. Asta din ce mi-aduc aminte din memorie. Zice că l-au mâncat fiarele sălbatice. Asta a fost moartea lui. Și ucenicul lui a zis, da, de ce? O trăit o viață de sfânt. De ce l-au mâncat? Că da, pentru că el când era adolescent, traversând un podez din ăsta, un animal, un taur, un bou, nu știu ce era acolo, se înneca în râu. Și lui a fost milă de acel taur să-l salveze și nu i-a păsat nici de pagubă omului, nici de viața animalului. Și pentru asta el și-a plătit aici acea mică fără de lege. Bun. Următoarea lege. De ce mai vin necazurile în viața omului? Necazurile în viața omului vin pentru că la un moment dat Dumnezeu, văzând că suntem puturoși și delăsători, știind că ne-a pus darurile noi încă de la naștere și am putea să sporim duhovnicești, să înaintăm duhovnicești, să creștem duhovnicești, că și sporitul ăsta. Oamenii au uitat limbajele astea mai vechi și atunci încercăm să mai căutăm sinonime. Ca să crească el duhovnicești, Dumnezeu îngădui peste el necazuri și ispite doar să trezi la dragostea cea din tâi. Așa avem un călugăr care a murit, i-a luat Dumnezeu sufletul, a fost foarte puturos, dar avea evreavă la Sfântul Gheorghe. El povestește că după aceea s-a trezit din nou în trup și povestește cum a fost prin ceruri, cum Sfântul Gheorghe l-a luat în primire și a zis, ai avut evlavi la mine. Și l-a dus la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, a merg, duceți-l în iad, că n-aveți ce face, pentru că a fost un puturos. Și Sfântul Gheorghe s-a rugat pentru sângele pe care l-a vărsat pentru tine, iartă-l și mai îngăduie. Și Dumnezeu l-a trimis înapoi pe pământ să-și îndrepte viața, mai era timp de pocăință. Vreau să zic că o trebuie să treacă bietul om prin moarte ca să trezească și el care o misiune de îndeplinit.
Următoarea lege este legea dragostei. Când persoanele mai spirituale sau înduhovnicite, de obicei mari duhovnici și sfinții, preiau din necazurile ucenicilor. Îl avem pe mai contemporan, pe Sfântul Paisie, Aghioritul, care de multe ori făcea canonul ucenicilor mai puturoși. Se nevoia el și pentru el, lasă că fac eu canon. Sau Sfântul Porfir, unul dintre ei. Îl avem pe Sfântul Nectare, care a murit din cancer și el vroia să aibă cât mai multe canceri, să ruga la Dumnezeu ca oamenii să nu suferi. Și el a murit din cancer de la prostată, probabil a avut și multe alte boli. Că ar vrea inima mea să o tai în patru, să o dau la lume, să guste și el din dragostea lui Dumnezeu. Și asta este un lucru bun. Deci, că vă întrebați, dar Sfinții de ce suferă? Iacă de ce suferă? Pentru că unii dintre ei preiau asupra lor, după modelul lui Hristos, că El este modelul nostru, ultimul nostru model de viețuire este Hristos. Absolut. Și atunci, oamenii care ajung la dragostea de Dumnezeu, e și dragostea față de oameni. Nu? Nu zici că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă fratele tău îl urești. Atunci, iubindu-L atât de mult pe Dumnezeu, îi iubeau și pe ceilalți. Și atunci preluau din aceste necazuri, neputințe de la ucenici și toți simțeau ușurați în preajma lor, pentru că își lua asupra lui. Și Dumnezeu îngăduia lucrul ăsta. De asta mai și sunt de duhovnici, din sfinți, care îți prigoniți, îți huliți, suferă de o grămadă de boli și cârtitori își dau coate. Vezi, că păcătui, că e rău, pentru că de obicei noi învinuim victimele. Victimele sunt probe, da, la cauza și efect. Au fi făcut el ceva de suferință al ăsta. Unii da, unii nu. Pentru că am ajuns la legea a treia. Această lege spirituală duhovnicească a dragostei sau a purtării de grijă celălalt are și efect, un efect sau un rezultat negativ. Cum așa? Păi să zicem că cineva vă vorbește de rău sau vă face un rău, dacă nu răspundeți cu rău, dintre necazurile sau ispitele ce ar fi putut veni asupra voastră, să duc în direcția Lui. Că zice Hristos, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Făcând așa, zice, veți aprinde cărbune aprinși pe capul lor. Adică în momentul în care te prigonești și tu nu răspunzi, dar nu că ești tu îngânfat și nu te pleci tu la... din contra, pentru că ai dragoste față de ei și față, pentru Hristos nu răspunzi la rău cu rău, iată că toate, eu știu, minciunile, bârfile, împotriva celorlalți, se întorc la tine prin ispit. Dar de ce am ispitit, părinte? De ce mergi greu? De ce mergi rău? Pentru că ai cârtit, ai judecat pe ceilalți. Tu ai judecat, tu ai făcut. Și în loc să taci din gură și să-ți preia ei, eu știu, din canonul pe care l-ai făcut, ai preluat-o și din la ei. Pentru că tu te-ai pus în locul Dumnezeu, ai vrut să fii judecător. Următoarea, a patra, lege spirituală, este că necazurile vin din invidia demonilor. Și avem aici exemplu pe Iov. Pe dreptul Iov, care nu a făcut niciodată niciun rău, s-a rugat totdeauna, zice că sclavii lui, robii lui erau cu brâu de aur, deci le dădea de mâncare, tot ce le trebuia, bani, tot ce avea de toate, copii, niciodată nu au cârtit împotriva lui Dumnezeu, niciodată nu s-a răzvrătit, făcea rugăciuni, jertfea câte un bou în fiecare zi, ca nu cumva fiii lui să fi păcătuit cu gândul împotriva lui Dumnezeu. Deci nu făcuse niciun rău. Și știm din viața lui că diavolul s-a dus și l-a cerut. Lasă-mă să-l cer, nu pic, lasă-mă să-l încerc și vei vedea că te va blestema în față. Și-o vine în cazul peste Iov. I-a dispărut averea, i-a murit copiii, a ajuns și într-un final și diavolul zice, da, dar nimeni nu o să leapă de tine până nu-i atins el. Și atunci a venit și lepra peste el. Fiind în această condiție, Iov niciodată nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Dar, atenția, e momentul disperării în care Dumnezeu tace. Ajunge acolo chinuit, blamat. Probabil că și voi vă credeți drepți și câteodată spun, dar de ce eu, de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciune? Ajungi la momentul maxim al durerii în care se pare că Dumnezeu tace, deși nu tace. Și în momentul de maximă tensiune, că nu mai poți zici, gata,
asta e, nu mai pot mai mult. Deodată lui Iov i-a apărut Dumnezeu. A avut o apariție instantanee a lui Dumnezeu. Și au rămas extaziat și am auzit, zice, cu auzul, am auzit despre tine. Dar acum te văd cu ochii și nu pot decât să-mi plec capul în pulber și în cenușă și mă umilesc în fața ta. Pentru că când se arată Dumnezeu, nu mai ai întrebări. Nu mai ai întrebări. Toate răspunsurile îți vin pe tavă, numai cât l-ai văzut, ai înțeles tot. Vreau să zic că întrebarea de final, care ne frământă pe tot, și de unde știu eu din ce cauză a venit peste mine ispita și necazul? Cum să le socotesc? Cum să le pun în mintea mea? Iar răspunsul este, aceste întrebări nu și-au rost. Nu contează. Nu contează din ce cauză. Zice aici părintele Maxim, zice, este primejdios, încercăm să analizăm lucrurile astea. O scază mândrie, ei, las, că eu sunt băiat silitor, de asta mă cear Dumnezeu, că eu pot să fiu sfânt, dar nu vreau. Când de fapt tu ai o grămadă de păcate pentru care îi plătești. Și atunci cel mai bine este să nu ne mai concentrăm atât din ce cauză ne se întâmplă ispitele, ci cum te comporți și cum le primești. Pentru că aceste necazuri vin peste noi pentru creșterea noastră duhovnicească. Nu poți să crești în răbdare, nu poți să-ți dezvolți virtutea răbdării dacă nu treci prin momente de cumpănă. Adică, dacă totul îți vine în secunda 2, de-a gata, ce răbdare poți să ai tu? Tu nu poți să aștepți 2 minute la ușa bisericii până îți ia pomelnicul sau, eu știu eu, la tramvai, să urci primul, te înghesui, să urci primul, tot acolo ajungi. Dar dacă ai răbdare, Dumnezeu zice, a, nu vrei așa? Și atunci îngădui peste noi situații în care să ne dezvoltăm răbdarea. Virtutea milei. Dacă toți ar trăi bine, de cine să mai e milă? Dar noi n-avem milă, deci suntem conjurați de oameni bolnavi și săraci. Rugăciunea și rugăciunea virtutii. Virtutea rugăciunii. Aici am văzut și toți suntem așa. Rugăciunea se întețește și devine mai aprinsă când trece bine cazuri. Nu cum în bucurii. N-am văzut un om să-mi spună, părinte, merge bine, excelent, toate merg strună. Nu mă pot lepăda de rugăciuni permanent, stau și mă rog pentru asta și mulțumesc Dumnezeu toată ziua. Nu. Ea treci printr-o boală, ea treci printr-un necaz, printr-un copil bolnav, printr-o pierdere de case, de servicii. Să vezi cum deodată începi să te rogi. Și Dumnezeu văzând asta, oare nu ne dă nouă aceste ispite? Ca să ne apropie de El, să sporim în rugăciune, virtute, răbdare, milă, dragoste. Ne le dă. Asta a fost cuvântul meu din seara asta. Mi-a plăcut această carte, nu m-am uitat să văd cine a scris-o, că și eu spun așa. Așa. Muntele Tăcerii, da. Și acolo explică multe alte lucruri. Acest părinte Maximos din Creta, nu știu dacă mai trăiește, dacă trăiește, chiar ucenic de-a părintului Paisia Bioritu. O aveau și la Pangar aici, cred că. Și acestea sunt cele 4 legi. Mai este o lege pe care a spus-o Hristos. Când l-au întrebat ucenicii, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și că nu, aceasta este ca să preaslăvească Dumnezeu. Deci că cine a păcătuit s-a născut la orb din naștere, nu? Și mai este și această cauză când Dumnezeu vrea el să prostăvească pe sine și îngăduie necazuri asupra cuiva, ca prin el să se laude el însuși, adică Hristos și Dumnezeu. Deci, o luăm așa, sunt aceste 5 cauze. Nu știu dacă le-ați reținut, dar important că v-ați făcut așa o idee că trebuie să, în fața necazurilor să ne raportăm la ultimul nostru scop din viața asta, adică mântuirea sufletului, că toate tind către acel moment a judecății lui Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile de sărbătoare și mâine o să fie înălțarea. O să ne bucurăm și înălțarea Domnului și știm că în momentul în care Hristos a înălțat la cer, ne-a trimis pe Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt.
și îl așteptăm și zice el, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, dar mai mult însuși Duhul Sfânt este cu noi și lucrează permanent, zice, rugându-se cu suspinii neîncetate pentru noi. Amin.